Noul punct de atracție va avea două acvarii tip tunel în care vizitatorii pot vedea pești din Oceanul Planetar, rechin de talie mare, dar și sturion uriaș. În alte patru acvarii mai mici vor putea fi văzuți pești din Amazon și din Delta Dunării. Marea atracție va fi însă bazinul de pinguini. Suprafața clădirii va fi aproape triplă, 2600 de metri, pe trei etaje. Un prim etaj de suport al vieții, adică filtrarea, condiționarea apei. Un al doilea etaj este cel principal de vizitare, ce va include mai multe elemente. La intrare vom avea două bazine, un bazin cu ecosistem deltaic și unul amazonian, pești de apă dulce. În timpul sezonului estival, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii se transformă în principala atracție de pe litoral pentru miile de turiști care vin în vacanță. Delfinariul și acvariul sunt, de departe, cele mai vizitate obiective turistice, așa că investiția într-un acvariu nou este complet justificată, spun autoritățile. Acest obiectiv are mari șanse să îmbunătățească oferta turistică a zonei de litoral. Ca să nu mai spun că prezența unui acvariu face mult sens dacă ne referim la specificul unei zone cu deschidere la mare și la Dunăre. Contractul de proiectare pentru noul acvariu a fost deja semnat. Există studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuție și autorizația de construire. Contractul valorează 535.500 de lei, iar la proiectul tehnic vor lucra biologi și experți marini. Nu știm cât ne va costa să aducem peștii și pinguinii la Constanța. Actualul acvariu de pe faleza cazinoului ar putea fi transformat în restaurant. Vizitatorii și turiștii care vin să viziteze acvariul regăsesc undeva în jurul la 56 de bazine în acvariul, peste 170 de specii de pești, avem pești de corali, avem pești de apă dulce, avem de asemenea mai nou și broscuțe de uscat, diverse specii de pești regăsesc, cum vă spuneam, de apă dulce, apă sărată. Ar fi păcat, sincer, să se renunțe și la acesta, întrucât datează de foarte mulți ani și face parte din cultura Constanței. Probabil că n-ar fi rău să rămână și aici o parte din el și restul să se mute acolo când vin copilașii să vadă tot ce trebuie. În noul acvariu vor fi amenajate și spații de joacă pentru copii și un teatru. Dacă lucrurile se vor desfășura conform planului, maximum 3 ani, noul acvariu va fi inaugurat.